Ziua 8. Starea de bine a omului este alături de Dumnezeu. Dacă ne înrădăcinăm în Dumnezeu, suntem întregi și sănătoși. Dacă rămânem fără Dumnezeu, rămânem fără rădăcini, fără hrană. Dumnezeu este mai mult o mamă decât un tată, mai mult o ea decât un el. Doar atitudinea misogină l-a transformat într-un el. Dumnezeu este pământul, hrana noastră, bunăstarea noastră, iar viața întreagă nu este decât o exploatare, o exploatare a sursei bunăstării noastre.